Salutare! Motivația este una dintre cele mai importante noțiuni de care ar trebui să ai grijă în momentul în care vrei să începi ceva nou. Motivația aceasta poate să apară la un anumit moment, să o simți foarte puternică. Cei care se ocupă de înțelegerea minții umane și felul în care aceasta se pune, să zicem așa, la treabă pentru anumite noțiuni. În engleză o numesc momentum. Acest momentum înseamnă, de fapt, acel exact moment, acea milisecundă în care nivelul de adrenalină este îndeajuns de mare în combinație cu nivelul de serotonină și nu mai intru neapărat în aceste detalii, dar ideea este că e exact momentul în care organismul, corpul tău, simte că acel ceva trebuie să-l faci. Și acest moment special, să zicem așa, de obicei nu ține foarte mult. De asta poate unii oameni spun că fericirea este ceva temporar, că fericirea este ceva ce nu poate să dăinuiască. De ce? Pentru că oamenii au și o treabă maximă legată de confort, da? Oamenilor le place foarte tare să se simtă bine, dar nu se gândesc că trebuie să facă în mod constant ceva pentru a se simți bine, ca să zic așa. Și din acest motiv, senzația aia care o ai de Evrica, vă aduceți aminte cine spunea Evrica, da? Și de unde vine povestea cu Evrica? Acel moment nu are cum să dăinuiască like forever. Și atunci nu ai cum decât să cauți din nou și din nou acel moment. Ei bine, așa poți ajunge sau rămâne doar în momentul în care ești într-o căutare continuă. Iar căutarea aceasta continuă nu este într-o strânsă legătură cu confortul. Da? Nu vreau să folosesc anumite cuvinte care de acum poți să le găsești peste tot, le consider clișee, să ieși din zona de confort, dar foarte bine se spune atunci când se spune să ieși din zona de confort. De fapt, nu asta e ideea, ci să fii de fapt pregătit ca întotdeauna să îți dorești să faci, să îți dorești să ajuți, să pui umărul, să zicem așa, și nu să stai toată ziulica așa relaxat, doar cum e aici, în liniștea aceasta, da? Ok, sper că înțelegeți metafora mea. Ideea de bază este că în permanență mintea ta are nevoie de ceva nou. Doar așa, deci doar așa, mintea ta va reuși să ajungă cât mai des la acel punct de Evrica și doar așa va ajunge să fie tot mai des în acel punct în care să simtă fericirea. Bun, până aici am fost destul de ambigu, dar cred în același timp că dacă stați bine să vă gândiți, puteți să pliați cuvintele acestea pe viața voastră și atunci cred că veți înțelege mult mai bine că de fapt vorbim despre emoții, nu vorbim neapărat despre anumite lucruri concrete în cazul fiecăruia. Eu, de exemplu, de ce am început pozitivitatea și de ce am avut și momente în care am făcut foarte multe vloguri și momente în care am făcut poate prea puține,
Motivul esențial a fost să învăț ceva mai mult în această direcție și cel mai bine poți să înveți atunci când și predai. Important este să spui că nu ești la un nivel extrem, să zicem, de avansat. De fapt, dacă ajungem într-o anumită poziție, cred că putem să ne dăm seama că pe măsură ce încercăm să învățăm tot mai multe și ni se pare că învățăm și știm tot mai multe, ne dăm seama în același timp că știm prea puține și ăsta e un lucru foarte important. Al doilea a fost pentru a reuși să le transmit mai multor oameni din jurul meu ideile care le-am găsit eu într-un anumit moment al vieții mele și cred și sper că i-a ajutat lucrul acesta. De menționat este că de fiecare dată când găsiți ceva nou, când ajungeți la momentul ăla de Evrica, da? Când ajungeți la acel momentum despre care vorbesc uneori americanii sau unii americani, nu neapărat toți, aduceți-vă aminte un lucru. Încercați să înclinați balanța, da? Nu căutați extremele. Adică extremele cumva sunt bune să fie urmărite din când în când, dar nu e bine să stăm tot timpul pe o extremă. Da? La fel, exemplu cel mai bun, cred că, vis-a-vis de partea asta, și am mai spus-o în niște vloguri trecute, sper să nu vă deranjeze că mă repet vis-a-vis de această idee, o idee foarte importantă e că este extraordinar de bine să tinzi și să-ți dorești perfecțiunea, dar în același timp trebuie să fii îndeajuns de dispus, îndeajuns de pregătit, să fii conștient că vei reuși doar să atingi excelența, da? Perfecțiunea o vedem, o putem observa în momentul în care cred că ajungem să o atingem cu adevărat, înseamnă că nu mai suntem poate atât de necesari și nu mai suntem utili în locul respectiv și atunci vă garantez că lucrurile acestea nu sunt bune. Nu asta vă doriți cu adevărat. Vă doriți să învățați, vă doriți să evoluați, vă doriți să faceți lucruri bune pentru ceilalți, vă doriți să faceți extraordinar de multe lucruri, chiar și cei care aparent nu reacționează în felul acesta, chiar și cei care aparent fac lucruri mai puțin bune pentru semenii lor. Chiar și aceștia își doresc de fapt să facă lucruri bune undeva deep down inside, undeva în adâncul sufletului lor. Însă, dintr-un motiv oarecare, au fost puși pe o pistă greșită. Au primit o ușoară eroare în cod fără să-și dea seama de lucrul acesta și au rămas cu ea. Asta nu înseamnă că nu poate fi extrasă acea eroare și nu pot fi îndreptate lucrurile. Cum vă spuneam, nu extreme, da? E bine să tindem înspre lucruri fascinant de înalte, însă dacă veți citi tot mai multe biografii, autobiografii ale oamenilor măreți, veți vedea că atunci când au ajuns pe acele culmi extraordinar de înalte, au ajuns să piardă extraordinar de multe lucruri. Deci e bine să tindem, dar trebuie să fim conștienți că nu trebuie să depunem extra efortul ăla de 10% pentru a ajunge la 100%, că 90% este îndeajuns de fascinant și îndeajuns de bun pentru noi oamenii. Asta vreau să spun. Ok, vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc pentru că atât de mult timp, să zicem așa, am primit reacții și efecte bune la ceea ce am încercat să transmit. Sunt extraordinar de încântat că am reușit să îmi ajut o parte din prietenii care m-au urmărit și sper foarte mult să reușesc să ajut și pe alții de acum înainte. Da? Nu uitați! Nu tindem, nu căutăm extremele. Putem să facem aceasta, dar fără să le atingem și
Cum am mai spus, în această comunitate, pozitivitatea.ro, îi aștept pe toți acei care au învățat anumite lucruri și își doresc să transmită anumite lucruri. Cine știe, s-ar putea ca ceva ce ție ți se pare în momentul de față banal, altuia să îi se pară, de fapt, cel mai important lucru din viața lui, da? Și să ajungă la acel Eureka! O zi excelentă vă doresc!